Mamá no, pues sí. Of çok yavuş. Ce pe aici? Ceva Ce? interesant aici? Ia uite, un arc și săgeți. Mai îmi place dar. Vreau să citesc Întâmplă chestia asta. ceva. Hint. Fi capă din Hint cer. on the next page. Only read if you really have no idea how to get inside. Nu, nu citi. Nu citesc. Numai că noi suntem intelectuali. Stai că vin Pe și eu, bune. bro, nu pleca fără mine. Ai găsit ceva interesant aici? Da, e parkour. Dar nu știu cum putem. Bă, nu mă lovim, mă, că mor de Nu foame. știu cum putem intra acolo. Ia stai o Ce dată. Dă-te la o rămân parte. la concluzia aia? Cel mai bun aim. Taci din gură! Coane, se duc săgețile, strâmb, ok? E cadigalul de pe CS, haide. Oh my god. Nu A cred făcut asta, e ceva? impedigal. N-a făcut nimic, bro. Bă, și chiar credeam că asta trebuie să facem, mă. Ok, păi văd că nu e nimic pe aici. Da, deci eu zic să mergem pe unde am găsit eu prima dată. Scuze. Bă. El mă... Am plecat. Nu vrei să citim asta? Nu, vreau să oh, duc pe am mine. găsit! Vino mă încoa. Ce? Păi, what after aici? Am o apărut! Și mi-au și săgețile înapoi. Easy. Ce face aia? Nu știu. Uite unde ar ta sub. De acolo am venit, Coane. A... Oh my god, bă, sniper. Nu știu, hai să explorăm dungeonul ăsta, că poate găsim ceva interesant. Ia, apasă pe butonul ăla. Mai face ceva? Nimic. Nu. Acum chestia e că eu nu știu să fac parcurs. Am găsit aici ceva. Oh! What? Ai apăsat pe ceva. Mai apasă pe chestia odată. E un timer la buton. Și se activează pe un timer și trebuie să faci parcursul repede. Ok, gata. N-am picat. Nu. Și a crezi la asta că sunt eu aici și la trec. Și la și plec. Vezi să nu-l strici, bro. Gata, am trecut. Ion. Exact la ce am ajuns. Mamă! Ok. Ce e aici? Ăstea s-ai mei, ăstea s-ai mei, totul e al meu. Iau bă, tot. Ce bulangiu, bă, tot a luat, mă, nebunul. Am inventarul full, nu contează. Bă, ce român ești, mă! Mă fac de aur. Bă, uite, ce dacă român. Nu-i dau ăstea, dă mă și mie ceva, mă, nu fi mă rău cu mine, mersi. Uite, dacă mai vrei, mai arunc niște chestii. A, adică acum îmi arunci gunoaiele, știi? Mersi frumos! Ia uite mă ce bine arătăm, ești nebună, suntem drip. Suntem mari hype biști. Coane, bă, da mâncare ai frate că eu mor de foame, eu nu mai pot. A, da, am păi dă și mie frate ceva de mâncare că mor de jumătate de oră. Te plăcintă de iepure, sniper-e. Să dau cu nou în cap. Nu, că nici viață nu mai am vreo, mi-am luat damage de la toate prăstiile posibile. A, uite aici ajunsesem eu. Uite aici ajunsesem. Ok, ok. Aha, și pe aici ne întoarcem. Nu? Nu știu, dar aveam un cal acolo, nu ar trebui să luăm? Nu cred. Uite, e o scară aici. Oh, și uite, am ajuns în cealaltă parte a podului, mă, suntem înăuntru, suntem în cetate, vezi? Da, eu ven și... În igluul ăla de acolo de stone, ai găsit ceva? Păi, de acolo mă ducea pe intrarea asta, care din intrarea asta mă ducea pe partea asta. Ah, nu ok. Nu mai dungeon-ul lui Anica, cred că era ca să deci chip la level. Ok, hai să vedem ce găsim. Aici, ce scări. Bă, dar ăla care l-a făcut.
Nu știu, dă seama că poate pica pe aici. Dacă dai-o cu un 8... Ah, oh, God! Ai, mă, n-ai fără. Ba da, poate pica pe acolo. Băi, deci în concluzie, prințul ăsta mare și rău a furat ultimul cartof de pe pământ, bă, ți-ți vine, mă, să crezi așa ceva? Nu. Și am i-a lăsat pe oamenii ăștia, mă, pe săraci, nu mai au nici măcar să-și mai adă mâncare. Și a furat ultimul cartof. Mie nu mi se pare, mie nu mi se pare normal. Eu cred că trebuie să facem ceva nu. În situația asta. Ha! Sniper! Hai că îți dau un pumn. Gen, sari și îți dau un pumn, gen, ca să sari. Așa. N-ai bătut câte ori am eu în Survival Games, nebunule, să știi scheme de-astea. Am un bedor, tărstule. Crește de winner pe Hypixel. Da, vezi, în gaura asta poți să cazi? Asta mai lipsi. Ok, hai să fi... Nu! Dar aruncă-l în mine. Dar ce, vrei să-l arunc în mine, mă? Uite, pentru ia că mai e unul pe aici. Un cap. Au. Mamă, eu mi-am luat poison. Na, deci trebuie să facem parkour, nu pica. Trebuie să facem parkour, nu pica. Am ceva topor ca să parg aici, poate. L-ai făcut? Bro, dar nu e niciun parkour aici, mă, nu vezi că nu e nimic. Uite, ver, că ai devenit un parkourer mai bun. Bă, pică și tu, te ești tu pe prostia aia de acolo. Ce? Ce naiba? Da, vezi că se mai deschide ceva. Dar nu știu unde. Topică, pune-te și tu pe el ca să-mi dau seama unde e. Pune-te și da, ieși pe el. Eu am o idee mai bună. Nu merge. Pe el. Nu merge. Pe vremea mea mergeau astea, nu? Uite, m-am căzut de aici din cauza ta. Era bun. Uite pe aici, un tunel. Un lever. Eu nu știu să-l tragi. Ce stau zi? Uite aici. Oh. Ok. Checkpoint, iar. Checkpoint. Atunci nu știu ce era acolo. Dar nu contează. Ce s-ar întâmpla dacă ar pica eu de aici? Ia vezi, n-ai părea acolo, poți să cazi? Cum a fi să-ți dau un pumn? Nu pot să cred că trebuie să facem jump-ul ăsta. Tu primul. Nu cred. N-ai pe unde altul. Păi, cred că putem să-l facem pe aici, cred că e mai simplu. Ai liane în față. O să te blochezi din ele, probabil. Am găsit zăhărel? Ești nebun? Am găsit zăhărel, snipere. Holy shit. Dar noi sigur pe aici trebuie să mergem. I don't know. I mean... Ai mine, cred că trebuie să mergem înapoi. Cred că trebuie doar să lâncesc tot asta. Nu cred. Dar știi că tu nu te mai poți întoarce acolo, cred. Știu. Te văd apăr pe liane. Ba da, mă, uite, pe aici trebuie să mergem și trebuie să continuăm. Uite, vezi? Și după aceea trebuie să sărim pe chestiile alea și să ajungem unde e focul ăla. Acolo, îl vezi? De ce trebuie eu să-mi consum pești? Nu! A, bine că echipimentul are și avem checkpoint. A. Oare, eu măcar pot să-i ligeam post, dacă aș fi plăcut. Ce lângă tine. Fuck.
Ar fi prea troll să meargă geam pe ăsta. Nu, nu merge. Hai mă, ce gata, nu mai încerca chestii. Bă, dacă știam că e checkpoint, nu mai mergeam cu crouch pe aici. Făream direct. Ah, Jesus Christ, bro. Nu, tot nu e posibil jump-ul. Bro, a fost cea mai dramatică moarte pe care am văzut-o în viața mea. Ah, mam. Bro, fii atent ce am găsit. Replica of the Lost Potato. Am găsit o replică a cartofului pierdut. Pe bune? Da. Mamă. Mamă, deci înseamnă că e ceva chestie legendară, bro, dacă lumea face replici și chestii de-astea. Nu, nu mai mă joc eu te zic că nu mai mă joc. Uite-te și... Hai, bă, nu poți să faci un par... Bro, nu poți să faci un parcurs simplu, te lăudai că ai 300 de win-uri pe Bedwars, dar nu poți să faci un parcurs simplu. Hai! Oh de ce, my de ce, god. De ce par cu jump? Ah. Ah, cu plăcere. Ok, hai să continuăm. Bă, sper... Să... Cine sper că e ceva aia? Aici, lapă. Au. Bă, sper să și găsim cartoful. Bă, dă și mie sabia aia de iron, apropo. Sper să și găsim, gen... Bă, tot ce am găsit noi până acum a fost doar o replică a cartofului pierdut, dar sper să reușim să și găsim adevăratul cartof. Eu cred că dacă te pui pe prevăr, plăitul ăla ce crezi o trapă bă, aici. Bă, și întrebarea e, bro, dacă lavă. Găsim cartoful pierdut, ce facem cu el? Îi dăm înapoi lui Hot Soap, îl păstrăm sau îl mâncăm? Ok, hai vino să ne batem cu ăsta. Ok, hai. Oh. Holy shit. Mamă, știu, vezi ce e acolo jos? Ok, hai să nu cădem acolo. Okay. Și de aici? Ce? Aaa, e cu schema. Zici, ai de mine. Hai că aproape am ajuns jos cu tot. Da, și eu. Și am ajuns jos de tot. Păi, aici sunt de-asta, văd un tunel. Deci până la urmă tot trebuie să ne bătem cu aia? Da. Bye. Cred că mă ocup eu parc. Ok, m-am pierd de la 4 blocuri. Hai să cobor și tu destul de repede, zic. Nu știu, hai că te ajut de aici, am vrut să trag în ei cu arcul. Folosește cealea asta 6.000 de ore în CS. 5.000, te rog frumos. Nu-s chiar așa bun. Nu. Ma, că m-au... Folosește cealea 300 de win-uri în Bedwars. Bă, magma... Cuburile sunt mai bune decât... Lady de pe Bedwars. Oricum e cel mai easy parkour. Deci e mai easy parkour-ul de 4 locuri decât ăla de un bloc. E prea easy parkour-ul, sniper-e, a? E prea easy parkour-ul, a? Da, ai căzut. Nu, am căzut că nu mi-ai dat cartof pierdut. Na, mă, bine. Nu știu, l-am mâncat, nu-l mai am. Ai mâncat replica cartofului? Da. Uite-te și tu ce om. Uuu, iată mă ce ușă șmecheră. A, am așa dar da pe survival. Când mă fără slime block? Ok, hai să vedem ce e aici. Aici nu înțeleg vreo unde suntem. Trebuie să sărim în apă. Sau folosim scările. Uite un cufăr. Hint. Ia uite, am găsit un hint. Ok, nu o să avem nevoie de el. Poți să repar string-ul, nu pot să cred. De ce n-am aflat asta până acum? Oricum nu prea ai ce să faci cu el. Eu te cred, dar nu mai vreau să mă încurc în el. Și uite acolo
Un cerc ceva. Cerc în Minecraft, da. Nu știu, hai să vedem ce avem de făcut pe aici. Probabil ceva pe acolo aici. Ar trebui să urcăm, nu? Da, da, cum urcăm? Cred că ar trebui să facem cumva să curgă niște apă de acolo. Aici, aici nu știu ce e. Probabil o să găsim ceva, un buton pe aici sau nu știu. Mă gândesc la ușa. Uite, aici e mai jos apa. Poate e ceva. Da, păi și e ceva. Ce nu mai am nici mânc. A, mai am 5 mere. E, okay. Că nici nu ne zic în harta asta de... Sau oare am ceva să trag pe aici cu arcul? Bă, că acolo e un bloc sau ceva. Nu știu dacă ar trebui gen să trag cu arcul în el ca să îl fac să pice de acolo. Nu știu, vrei să, să citim hinta asta? Dacă vrei tu, eu încă mai am aia cu Bad Dream. Aha, fix asta trebuie să facem. Ba da, da, ba da, 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 aveam dreptate. Asta trebuie să facem, trebuie să tragem un prostia de acolo. Oh, din prima! Mamă, și făceai mișto de mine. Că nu știu să trag cu arcul. Eu cobor primul. Pulangiule, treasure room? Nu! Da. Wow. Enjoy wow. Your stay. Bro, ce țeacă! Bro! Trebuia să te las pe tine. Știu ca prost am venit și eu după tine. Well, my friend, either you are really good... Piggy! Stai puțin. Well, my friend, either you are really good at aiming or just very persistent, because that last room is hard to beat. Unfortunately, you fell for the easiest apple of a time, a treasure room sign. It's fine, you've done all the testing I needed. First my gigantic prison tower, and then these puzzle rooms inside the mountains. Ce, ma? Oh, yep. God. I guess I have to thank you, but that's it. I don't need you anymore, so I'll kindly let you rot in this cell. What about the lost potato? You'll never know. What about Annika, the villager's wife? Or that other complexity innocent pig next to your cell above the lava? Don't worry about it. You can't do anything. This cell is no secret passage leading outside. None will. That's it, sniper? Nu te cred. That's it? Nu se poate să ceva. That's it? Ah, terminat. Aici s-a terminat și primul chapter? Da. Wow. Wow. Așa ni s-a terminat monarhia, bro. Așa ni s-a terminat nouă misiunea noastră. Împrezătoare. Nu mă omoară! Am rămas aici să... Atâta aventură, atâta skill, atâta bătaie, atâtea chestii și am ajuns aici. Am fost lăsat să mucegăim într-o celulă. Wow! Da, boys, deci cam ăsta a fost primul chapter din The Lost Potato. Wow, ce final, bro. Ce final. Lăsați să mucegăiți, să mucegăim într-o celulă după atâta aventură, după atâta bătaie, după atâta chinuială, după atâta eforturi. Wow. Ce ai de zis despre asta, snipere? Asta la text necesare. God. Wow, deci la asta nu mă așteptam, bro. Well. Am vedem ce se întâmplă în următorul chapter. Este porcul ăsta aici, care probabil o să ne ajute și poate să facem ceva cu el. Dar asta o să rămână de văzut în următorul chapter.
Următorul pe chapter pe care o să-l jucăm cu, pe care o să-l joc cu unul dintre voi. Deci nu uitați că cine vrea să participe la următorul chapter să intre pe serverul de Discord să, și să se ducă la secțiunea aceea de acolo de vreau să mă joc cu mace sau ceva în genul ăsta, nici eu nu mai știu cum am numit-o. Și voi alege de acolo aleatoriu un abonat cu care să jucăm chapterul următor. Deci, snipere, înainte să închidem și să rămânem aici, să murim și să mucegăim, mai e ceva de spus? Nu trebuia să sar după tine, tot ce am spus. Da, nici eu nu trebuia să sar după tine. Trebuia să te las aici și să te las în față. Dar știu că oricum mi-ai fi zis să cobor aici și să vin și eu cu tine. Sunt sigur de chestia asta. Deci, ia, degeaba. Deci, oameni buni, nu uitați, dacă v-a plăcut harta, să apăsați acolo butonul de like. Mai ales ca să aveți și voi șansa să participați la următorul custom map. Și la partea a doua din The Lost Potato, care este continuarea la ce am jucat noi acum. Eu v-am lăsat, Sniper v-a pupat. Pe mine nu mă iubește, dar poate pe voi vă iubește. Sniper vă iubește numai dacă dați like. Bobo, dacă vezi asta... Lasă-mă un like. Ok, amu, hai să-l omorâm pe Sniper, că m-am supărat pe el. Așa, meriți. Ah, gata, ia, bun, ne auzim data viitoare. Ciao.